Sportivul clubului Steaua David Popovici a bătut 4 recorduri personale la campionatul național de senior, tineret și junior de natație care a avut loc săptămâna trecută în complexul sportiv Lia Manoliu. El a început în notul la vârsta de 6 ani, mănâncă 6 mese pe zi pentru a se menține în cea mai bună formă și face echipă cu Adrian Rădulescu de 6 ani de zile. Steaua TV a asistat sâmbătă la proba de 100 de metri liber, ceea la care David excelează. Țintesc să-mi depășesc propriile recorduri, câteodată și recordurile celorlalți. Care a fost pentru tine prima probă de care te-ai îndrăgostit? La vârsta de 10 ani am făcut primul meu record național, tocmai la 5 de spate. Atunci credeam că sunt menit să fac spate, numai că s-a schimbat, acum fac raur. Câți metri înoți pe zi? Într-o zi obișnuită de antrenament înot între 6-7 mii și 14 mii de metri. Michael Phelps e un model pentru tine? Când eram mic, îl urmăream în continuu, încercam să limit cât de bine pot, cum face orice copil cu idolul lui. Numai că acum încerc să învăț câte ceva de la absolut fiecare notător și nu numai, de la orice om. Tot rămâne un idol, numai că îl idolatriza mai tare când era mai mic. La Festivalul Olimpic al Tineretului European, care a avut loc anul trecut la Baku, David a obținut medalia de aur în proba de 100 de metri cu un timp de 49 de secunde și 82 de sutim, iar acum l-a îmbunătățit cu 56 de sutim. La proba din weekend a asistat și Camelia Potec, care a fost încântată de timpul obținut de noua minune a notului românesc. Faptul că a bătut recordul național sau 3 recorduri naționale la această probă nouă ne dă încredere că are șanse reale de calificare la Jocurile Olimpice. Până acum doar 2 fete au reușit să aducă în România aurul olimpic la natație, Diana Mocanu și Camelia Potec. Pe un plan mai mare urmăresc Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde sper să mă calific. Acum, datorită rezultatului de astăzi, mai am aproximativ 70 de sutimi până să fac baremul la și să mă pot califica să mă duc acolo. Dacă e să facem o balanță între fete și băieți, stă mai bine la fete. Dar important este pentru natația românească, pentru țara în care trăim, să ajungem la Jocurile Olimpice, să participăm. Visul olimpic al lui David poate deveni realitate. Acest lucru îl știe foarte bine și antrenorul său, Adrian Rădulescu, care nu s-ar mulțumi doar cu prezența sportivului la Jocurile Olimpice. David, primul băiat înotător român care va obține medalia de aur la Jocurile Olimpice? Sperăm. Eu am vorbit cu el, am avut o discuție când eram în cantonament la Izvorani. Dacă reușesc să am un timp de locul 16 la ediția precedentă, tot ce pot să fac e să-mi doresc să fac un timp mai bun acolo și să vin cât mai sus. Abonează-te pe canalul de YouTube Steaua TV.